Am aici o sticlă de cola cu rețetă originală din anul 1886. Și dacă nu mă înșel, prima rețetă de cola a fost dezvoltată de un farmacist, iar pe vremea aia farmaciile nu aveau cine știe ce reguli. Vindeau aia niște chestii destul de ilegale și pe care astăzi le considerăm destul de periculoase. Pe lângă cola mai miroase medicamente. Wow, foarte interesant. Gustul nu e deloc dulce. Foarte interesant. Gustul nu este foarte dulce. Nu e ca o sticlă de Coca-Cola pe care o cumpărăm astăzi din magazin. De asemenea, după ce o bei, deși nu pare să aibă foarte multe bule la interior, când o ai în gură, dintr-o dată se transformă în cea mai fizi băutură pe care am văzut-o în viața mea. Sincer, aș vrea să se găsească foarte ușor chestii de genul pe la magazin și să înlocuiască ce avem în momentul ăsta, că e un pic mai ok, sincer.